Ziua adunării a fost marcată printr-o ceremonie religioasă de sfințire a pontonului Regina Maria, obiectiv investițional realizat de autoritățile județene în comuna Stelnica. Valorificarea potențialului turistic al malului stâng al brațului Borcea se înscrie în strategia de dezvoltare a județului Ialomița. Proiectul a constat într-o construcție plutitoare realizată din oțel cu destinația de ponton de acostare pentru nave mici. Investiția s-a realizat pe o suprafață de 285 de metri pătrați. Punctul de acostare amplasat pe malul stâng al brațului Borcea pe teritoriul comunei Stelnica va conduce la o mai mare atractivitate a zonei din punct de vedere turistic. Investiția privind realizarea pontonului de acostare la Stelnica a fost realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Ialomița și se ridică la o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și de noi înger bun și pașnic, păzește pe cei care vor poposi pe el. Dă-le lor să ajungă sănătoși acasă. Dește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Domnule președinte, este o obișnuință în socialdemocrație să se onoreze cuvântul dat. Este o lucrare binecuvântată. Mă bucur că v-a ținut de cuvânt, domnule primar, și a făcut acest ponton unde orice nav, de orice nivel, poate să oprească și să, la un moment dat, să coboare. Dumnezeu să o binecuvânteze și să vă dea un scop. Mai ales că domnia voastră vă veți continua încă 4 ani această cruce pe care o aveți și sunt multe lucruri bune încă de făcut aici în Stelnica. Nu mă îndoiesc. E și motivul pentru care am venit astăzi aici. Eu am un reprezentant în această regiune, Părinte Protopop, Maria Pătălăgeană. Nu, dar am căutat să vin eu personal ca să mă bucur împreună cu toți ceilalți la această frumoasă organizare. Că având Dumnezeu să o binecuvânteze, să-L dăruiască pacea sa. Amin. Consiliul Județean Ialomița are în strategia de dezvoltare a județului de mulți ani dezvoltarea potențialului turistic al malului stâng al brațului Borcea. Este o zonă extraordinară care permite niște oportunități de dezvoltare foarte mari în ceea ce privește turismul de pescuit, turismul de vânătoare și atragerea multor cetățeni, nu doar din județul Ialomița, aici. Acum un an și jumătate, împreună cu domnul primar Costel Brateș de la Stelnica, Consiliul Județean Ialomița, la propunerea președintelui Marian Pavel, am decis să facem această investiție în raza localității Stelnica. Vorba despre un ponton, un punct de acostare turistică, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Grosul finanțării vine de la bugetul județului Ialomița, aproximativ 90%, cam 10% este finanțată de către primăria comunei Stelnica. Este o zonă care permite ambarcațiunilor medii și ușoare să acosteze aici. Ne propunem ca în viitor să dezvoltăm împreună cu Primăria Municipiului Fetești portul turistic de la Fetești și în viitor poate în fiecare localitate de pe malul stâng al brațului Borcea. Ne referim aici la Făcăieni, Vlădeni, Bordușani, Giurgeni, foarte important, să creăm astfel de puncte de acostare care să permită turiștilor care tranzitează Dunărea să descopere județul nostru. Încercăm în viitor, dacă vom avea posibilități de finanțare europene, poate prin programul european de pescuit și afaceri maritime, să achiziționăm, de ce nu, o navă care să realizeze circuite pentru turiști pe malul Ialomițean al Dunării și poate în viitor, împreună cu județele partenere, cu Călăraș, cu Brăila, să facem niște circuite în jurul bălții Ialomiței. Ar fi, cred că, interesant pentru turist să vină la Fetești, să îmbarce, să meargă apoi pe malul Ialomițean al Dunării, apoi la Giurgeni să ocolească și să meargă pe Dunărea Veche, să iasă la Cernavodă, apoi înspre Călăraș și de la Călăraș retur la Fetești.
Avem în zonă obiective importante turistice și vă aduc aminte că prima capitală a Ialomeniei medievale la Giurgeni, orașul de Floci, atestată în 1432 prin anul Dan al II-lea, este un punct de interes turistic pe care dorim să-l dezvoltăm și să arătăm cetățenilor români, dar și străinilor, lucruri pe care istoria județului Ialomița le are și care trebuie puse în valoare. În viitor sperăm ca prin crearea acestei infrastructuri de către Consiliul Județean Ialomița, în partener cu autoritățile locale, să atragem și investitori privați care să vină să dezvolte aici pensiuni, mini-hoteluri și locuri în care se poate servi masa. Există o oportunitate extraordinară aici, deci de ce ar trebui să vină un turist de la București să meargă neapărat până la pescăria lui Matei sau în altă parte pe malul mării, când ar putea să vină la o Kerhana în Fetești, în Stelnica, în Burdușean, în Giurgeni și să deguste din peștele bun și sănătos din Dunăre. Valorificarea potențialului turistic al malului stâng al brațului Borcea conduce implicit la dezvoltarea economică a zonei. Există deja investitori care vor să realizeze două pensiuni în zonă, iar autoritățile intenționează să achiziționeze o navă care să efectueze circuite pe malul ialomițean al Dunării. Împreună cu președintele și cu vicepreședintele Consiliului Județean am reușit să realizăm acel plian cu itinerariu. Deci avem totul pregătit. Și în localitatea Stelnica sunt doi investitori care vor să realizeze două pensiuni cu terase, unde vor veni, în momentul când vor acosta motonavele, să poată servi ceva acei turiști care vor veni să viziteze zona noastră. Că efectiv, din momentul în care s-a realizat acest punct de acostare și am spus că împreună cu partenerul principal, Primăria Municipiului Fetești, o să semnăm în curând contractul de aducțiune gaze, prețul terenurilor au crescut și cu siguranță sunt foarte mulți cetățeni, chiar din Municipiul Fetești, care vor să mute în Stelnica. Pentru că în momentul de față, Stelnica are infrastructură de oraș, străzi, servicii care sunt în jurisdicția autorității locale, dispensar nou, școli, biserici, reabilitate, totul este exact ca într-un oraș. Chiar dacă nu are statut de oraș în drept, dar în fapt are toată infrastructura. De câțiva ani de zile se vede și la nivelul municipiului Fetești și la nivelul comunei Stelnica și la nivelul județului Ialomița că există foarte multă dorință de dezvoltare, de investiție în infrastructura de transport educațional, de turism, infrastructura culturală, infrastructura de spital. Toate aceste lucruri sunt vizibile, sunt palpabile, sunt obiective care au necesitat investiții de milioane de euro sau zeci de milioane de euro, iar județul Ialomița în ultimii 8 ani de zile a beneficiat de sute de milioane de euro investiții atât la nivelul județului cât și la nivelul comunităților locale. Atunci, scepticismul, în opinia mea, cred că a fost diminuat din această perspectivă și oamenii au început să fie pozitivi și să vadă că se poate și în județul nostru. Județul Ialomița face pași în fiecare an pentru atingerea acestui obiectiv și dacă îmi dați voie, nu cred că există un termen pe care putem să-l avansăm acum, în cât timp poate să absorbă nu știu câte mii de turiști. Pentru că în fiecare an ne dorim tot mai mult din perspectivă turistică pentru județul nostru și fiecare pas făcut, fie că vorbim de renovarea conacului Colomei, fie că vorbim de ponton la Stelnica sau alte obiective pe care vrem să le dezvoltăm în județul Ialomița, toate acestea contribuie la atragerea de tot mai mulți turiști în fiecare an. Nu suficient, este adevărat, dar nici județul Ialomița nu beneficiază de condiții geografice extraordinare ca să putem să vorbim de un turism de masă. Însă, brațul Borcea-Dunărea sunt câteva puncte, borde ale județului Ialomița care ar trebui valorificate mai mult decât până acum, este adevărat. Vorbim de dezvoltare economică locală, dezvoltare economică regională și dacă tot vorbim de transport și turism, pot să vă spun că în comisia voi fi activ în Parlamentul European în comisia de transport și turism. Intenția mea a fost să fac parte din comisia de cercetare, inovare și energie sau comisia de transport de comerț internațional. N-am reușit și comisia de agricultură. N-am reușit să-mi ating aceste deziderate pentru că erau colegi cu mai multă expertiză și vechime în Parlamentul European care și-au exprimat dorința de a continua în aceste comisii și voi activa în comisia, probabil, după ce se va vota, comisia de transport și turism și substitut în comisia de comerț internațional.